După 5 ani în care au lucrat împreună, cei doi antrenori ai divizionarei A, Tractorul Brașov, Paul Enache și Virgil Roșu, s-au despărțit. Divorțul a survenit ca urmare a faptului că Roșu a acceptat propunerea celor de la ICIM de a deveni antrenor principal al actualei divizionare B. Odată cu Virgil Roșu, la echipă a venit și Vicențiu Dragomir, fostul portar al Tractorului, care în sezonul trecut a apărat poarta Olimpiei Satu Mare. Domnule Virgil Roșu, cum este prima zi de muncă la ICIM Brașov, noua dumneavoastră echipă? Da, prima zi de muncă în tribună, prin faptul că încă nu au venit toți băieții, unii știu programul de 10 iulie, cei care sunt prezenți știau programul de 1 iulie, deci, cum să zic, prima zi e foarte greu prin faptul că m-a rupt de Tractorul după o perioadă îndelungată, dar satisfacția și bucuria mare este că domnul Paul Enache m-a înțeles și am plecat cu strângere de mână și în continuare vom colabora de la distanță. Deocamdată sunt câțiva băieți absenți, cum de fapt am amintit că vin numai în 10 iulie, dar poate află de la televiziune și de la presă că ICIMUS și-a reunit lotul pe 1 și demarează pregătirile pe 1 iulie. Ce își propune ICIM Brașov pentru campionatul care va începe în august? E prea prematur să vorbim, dar totuși dintr-o discuție cu domnul director general Popescu și domnul sponsor Iliescu, care sunt și președinți onorifici a acestei asociații, să claseze în primele locuri ale clasamentului. Roșu va avea la ICIM o misiune foarte grea. El dispune în mare de lotul cu care echipa a reușit să termine campionatul trecut pe locul 7. Sunt zvonuri însă care îi dau ca și transferați pe doi dintre cei mai buni jucători ai săi, Marșavela la Metrom, iar Ghindarul la Precizia Săcele. Reacțiile plecării lui Roșu de la Tractorul n-au întârziat să apară. Cel mai surprins a fost bineînțeles Paul Enache, care s-a văzut de pe o zi pe alta fără antrenor secund. Sigur, Roșu am fost antrenor la ICIM, pe urmă am colaborat foarte bine și la ICIM și la Tractorul, ceea ce nu înțeleg este modalitatea în care m-a anunțat că pleacă. Deci el s-a prezentat la pregătiri, am până sâmbătă, înainte de jocul cu Argeș, și m-a anunțat că a fost numit antrenor la ICIM. Eu îi doresc succes la noua echipă și sigur o nouă promovare să o facă în divizia cu ICIM Brașov. Plecarea lui Roșu de pe banca tehnică nu este singura problemă a tractoriștilor. În această săptămână a devenit un lucru cert faptul că întreprinderea Fartec și-a luat mâna de pe echipă și a încetat să mai dea vreun ban fotbalului tractorist. În această situație, Paul Enache s-a văzut nevoit să plece în căutare de sponsori. Suntem într-o situație foarte dificilă. Noi am reușit să menținem lotul de jucători, în afară de Mezei, care nu era jucătorul nostru și este plecat, din câte știu, în Elveția. În rest, toți jucătorii sunt prezenți la pregătiri, iar nu avem bani să cumpărăm 10 mingi. La această oră avem 3 mingi și încercăm să rezolvăm probleme financiare ale echipei de fotbal. Și tot legat de bani, antrenorul principal al Tractorului a organizat o conferință de presă pentru a da o explicație celor spuse de președintele ICIM-ului, Mircea Vrapciu, care a afirmat că Fotbal Club Tractorul Fartec Brașov ar fi înșelat asociația sportivă ICIM cu suma de 100 de milioane de lei. Paul Enache a pus în față sume care la prima vedere dezvinovățesc clubul Tractorul. La începutul acestei săptămâni, proaspăta divizionară A, Precizia Săcele, și-a mutat cartierul general al pregătirilor la hotelul Montana din stațiunea Covazna. Fără Leo Silag, e aflat în cantonamentul lui FC Brașov, dar cu metromistul Bona, echipa lui Marin Barbu a ales acest hotel din superstiție. Ea a fost cazat aici înaintea campionatului trecut, care i-a adus promovarea în divizia A. Cât va dura această pregătire de la Covazna și în ce va consta ea? Deci va dura 12 zile, va consta în primul rând în acumulările fizice care se fac în fiecare pregătire de vară, plus câteva jocuri în compania unor divizionare naționale și divizionare A. Le puteți numi? Nu pot să vă spun precis, pentru că terenul nostru fiind în reparație, trebuie să căutăm în același timp adversarul, care n-ar fi o problemă, dar prima problemă este terenul. Este vorba ca mâine să întâlnim divizionarea națională FC Brașov, dacă vom găsi terenul adecvat. Ce ne puteți spune despre transferuri, dacă au venit jucători și dacă au plecat jucători de la echipa noastră? Deocamdată să luăm pe plecări. Plecat în ghilimele este Silaghi, care nu are acordul clubului nici să pregătească cu FC Brașov, nici să,
să plece de la echipă. La capitolul noutăți, să spunem așa, dar nu este nimic concret, îl avem pe Vlad de la Textila Prejmeș, îl avem pe Pap de la FC Sfântul Gheorghe, deci cam astea sunt noutățile, urmând ca în viitor apropiat să mai negociem cu ceva jucători, dar vă spun, este și din cauza banilor și a pretențiilor enorme a unor jucători, totul este neclar. Referitor la Silaghi, dacă FC Brașov va veni să negocieze, îi veți da drumul? Pentru mine, să știți că și pentru noi, pentru echipă, Silaghi este o pierdere, pentru că el este un jucător care se antrenează cu noi de 2 ani, știe jocul echipei, este băgat în ansamblu, în relațiile de joc. Eu cred că 90% Silaghi nu va pleca, pentru că indiferent ce ne dă domnul Pașcu, ne dă jucători care îmi trebuie cel puțin 4 sau 5 luni să-i angrenez în lot și să-i învăț ceea ce vrem noi să jucăm. Deci, eu unul sunt și rămân la părerea mea că Silaghi nu va pleca. Odată cu plecarea echipei în cantonament, conducerea întreprinderii Electroprecizia a dispus începerea lucrărilor pentru reamenajarea stadionului. Se are în vedere refacerea gazonului și mărirea capacității tribunelor, astfel încât la ora începerii campionatului stadionul să aibă o altă față. După ce a petrecut o vacanță pe litoralul Mării Negre, Metromul și-a reluat mai târziu pregătirile față de celelalte echipe. Cu același Ferenc Baico pe bancă, toți jucătorii vor merge la Timișul de Sus, unde vor intra într-un cantonament de 12 zile cu începere din 10 iulie. Noutatea în lot ar putea fi, după cum spunea Marșavela de la ECIM, dar pentru el se poartă deocamdată discuții. Bona a terminat contractul cu Metromul și intenționează să se transfere la Precizia Săcele. Referitor la golgheterul echipei, Costel Decu, acesta așteaptă luna august pentru a vedea măsura în care negocierile cu clubul cipriot Aris Limassol îi vor permite un transfer în străinătate. În orice caz, Decu mai este legat prin contract de clubul brașovean încă un an. Rămâne la echipă și Florin Beraru, care a avut în intenție un transfer la divizionarea națională Oțelul Galați. Beraru s-a arătat nemulțumit de condițiile oferite de cei de la Dunăre, condiții care nu se ridică nici măcar la nivelul diviziei A. Mai harnică decât toate echipele, FC Brașov și-a început pregătirile înainte de încheierea campionatului european de fotbal. Punctul de atracție l-a constituit dilema legată de situația antrenorului Viorel Hizo la conducerea echipei lui Romeo Pașcu. După câteva luni de așteptare a unor oferte mai bune, Sibianul a acceptat în 30 iunie să semneze cu clubul brașovean un nou contract cu durata de un an. Imediat după ce a semnat, Hizo a declarat că nu știe de ce s-a făcut atât tamtam pe marginea acestui contract. De ce aș fi semnat altul dacă era unul în vigoare, a încheiat Sibianul. Noutățile din lotul brașovenilor sunt numeroase. Pe lângă nume sonore ca Fulga, Cheregi sau Cic 2, la antrenamentele stegarilor pot fi văzute o serie întreagă de jucători, al căror nume nu înseamnă deocamdată mare lucru în fotbalul românesc. Au survenit schimbări și pe banca tehnică, noul secund al lui Hizo fiind acum Ioan Naghi, care l-a înlocuit pe Gheorghi Ceaba. De remarcat este revenirea la echipa lui Marin Balint, refăcut după accidentare care l-a ținut departe de gazon câteva luni. După Balint a umblat în această perioadă și clubul arădean UTA. Un alt jucător al Brașovului, Fănel Nia, este în continuare accidentat. Ca urmare a unui accident stupid, el are tendonul lui Ahile secționat în proporție de 70%, iar medicii spun că nu va reveni pe gazon mai devreme de 2 luni.